ai un credit ipotecar și îl duci greu pe umeri? Hai să te învăț să scapi de câteva mii de euro până la sfârșitul lui. Dar nu-i glumă, urmărește-mă cu atenție. Sigur, dacă ai bani mai mulți, plătești cât mai multe rate, asta ți-au explicat mulți pe internet, e clar. Eu te învăț însă că există o portiță să-ți faci refinanțarea acestui credit și la final, când tragi linie, să vezi că la 50.000 de euro, de exemplu, luați împrumut, vei plăti cu 5-6, dacă nu chiar 7.000 mai puțin. Ei bine, da, Checkbank, singura bancă, zic eu, serioasă din România, aia românilor, are o ofertă până la finalul anului de refinanțare și treci de la dobândă variabilă, așa cum aveți mulți deja creditul luat, la dobândă fixă. Dobânda variabilă era aia în care ați crezut toți că o să faceți un mare gheșeft, a venit războiul din Ucraina și v-a pus pe burtă. Și atunci e mai rentabil să ai dobândă fixă. Dacă faci această refinanțare până la sfârșitul anului, cum v-am spus, prin Checkbank, treci la o dobândă fixă de 5 și puțin la sută și cu aia, repet, veți lua desfășurătorul și veți vedea că veți rămâne în câștig cu 5, 6, 7.000 de euro, asta doar la un credit de 50.000. Mulți probabil că aveți credite mai mari de 50.000, astea ipotecare. Să facem și precizarea asta. Dacă ai deja creditul la Checkbank, atunci te-ai scos, fiindcă nu mai treci nici prin reevaluare. Îți fac direct trecerea de la dobândă variabilă la dobândă fixă. Dacă ești la altă bancă, poți liniștit să mergi la Check, îți vor face o reevaluare, mai plătești niște comisioane, dar credeți-mă că pentru 7-8.000 de euro la finalul unui credit merită. Așa că luați în calcul 31 decembrie, data limită pentru oferta asta.